Cristi Mornăilă este prezent astăzi în emisiunea Vieți Transformate. Cristi, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cu ce vrei să începem? Cu începutul vieții mele. Spune-ne! Care aș putea spune că aventura mea cu Dumnezeu, deși fugeam de El, El totuși se apropia de mine, a început undeva... Simțeai că te iubește Dumnezeu? Simțeam tot timpul că mă iubește. Sau nu te interesa? M-a interesat Dumnezeu, m-a interesat chiar din generală Dumnezeu, dar a fost învățat de un verișor de-a meu să spun anumite rugăciuni de la catolici. Am prins așa o pasiune pentru lucrul ăsta încât am început să fac un fel de evangelizare, dacă i-aș putea spune, la școală. Am scris rugăciunile pe hârtii și m-am dus și am dat la colegii hârtile cu rugăciuni ca să învețe și ei cum să se roage. Părinții mei, când au văzut lucrul ăsta, dat fiind faptul că noi nu eram niște oameni religioși, noi suntem, istoria noastră aparține religiei ortodoxe, ca să spun așa. Practicanți? Semi-practicanți, adică mie mai îmi plăcea din când în când să merg la biserică, dar cu cât am crescut, cu atât mergeam conform tradiției la Paști și la Crăciun. Și revin la generală. Părinții mei, dat fiind faptul că nu eram niște creștini practicanți, 100%, s-au speriat puțin pentru că am început prea mult să merg în direcția asta și au zis că devin un copil fanatic, o persoană fanatică. Iar eu din momentul acela nu am mai căutat să fac lucrul ăsta, iar Dumnezeu a continuat să-mi vorbească, mă rugam acele rugăciuni standard și totuși, în timpul rugăciunilor, simțeam nevoia să-i vorbesc ca unui prieten la Dumnezeu. Nu-mi pot explica de ce, dar pur și simplu îl consideram prietenul meu. Nu știam mai lucruri de Domnul Iisus, pentru că în religia ortodoxă, sau acum nu vreau să denigrez religia ortodoxă, dar... În educația pe care primit-o. În educația pe care am primit-o. Educația religioasă. Da, da, da. Ce se întâmpla mai ales în biserica ortodoxă, nu se punea foarte mult accent pe Domnul Iisus Hristos, era acolo pe o cruce și cam atâta. În special la catolici era crucea cu Domnul Iisus. Mai apoi, odată cu trecerea timpului, am avut o perioadă mai tulburată, general, în liceu, la școală, în care am fost batjocorit în școală, mulți ani de zile. Ce se numește astăzi bullying. Bullying, exact. Da. Motiv pentru care am început să... Dar de ce erai batjocorit? Nu știu, poate pur și simplu nu le plăcea fața mea. Eram o persoană mai timidă, mai moale, mai retrasă și poate din cauza asta. Copiii de obicei și tinerii profită de persoanele care sunt mai slabe, că se pot folosi de ele ca să iasă ei în evidență. Nu mai am nimic cu colegii mei, i-am iertat în totalitate, chiar mi-aș dori să mă întâlnesc cu ei, nu am absolut nimic, n-am ranchiună, dar în perioada respectivă, din cauza asta... Și poate ei nici nu și-au dat seama câtă suferință îți provoacă. Eu cred că nu și-au dat seama, cu siguranță. Adică, cu siguranță nu și-au dat seama. Da, importantă virgula unde punem. Da, da, da. Oamenii mai prea pun virgula acum când scriu pe metodele de comunicare. Da, pe... da, 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 corect. Iar din cauza asta am început să mă refugiez în păcate. Păcatele erau cele care îmi dădeau cumva o pace temporară. Am înclinat puțin și către muzică satanistă, aș putea spune. Nu am făcut niciodată un parte din vreun cult satanist, că într-un fel mi-era, pe de-o parte mi-era teamă, dar îmi plăcea foarte mult, de exemplu, să ascult o formație care, mă rog, nu-i declarată că aparține cultului, dar în schimb avea tendințe sataniste, și anume Prodigy. Eram îndrăgostit de această formație, aș putea spune, și îmi plăcea foarte mult să intru într-un fel de transă când ascultam acele melodii. Puteai? Da. Puteam și după ce se termina acea melodie, aveam tot timpul sentimentul că cineva mă urmărește și mi-era o teamă foarte puternică. Wow. Fizic? Da, fizic. Wow. Mai apoi, undeva pe la 20 de ani, am avut o prietenă cu care, fiind nepocăit, am avut și viață sexuală împreună și la un moment dat când m-am despărțit de ea, am intrat într-o depresie foarte puternică, care depresie încă aș putea să o identific din momentul respectiv că a avut o parte demonică. Pentru că din momentul în care am început să simt anumite lucruri,
în paralel aveam impresia că e satana mereu cu mine. N-am mai putut să mă rog, nici măcar Tatăl nostru, n-am putut să mai fac nimic din ceea ce ține de Dumnezeu. Mai apoi mi-am revenit cu medicamentație, am luat într-o perioadă tot felul, calciu și alte lucruri, ca să-mi revin. Mi-am revenit, dar nu complet. Prin harul Domnului, în 2008, m-am însurat cu soția, Mirela. Încă eram urmărit de gândul că voi avea din nou depresie și voi comite suicid. În prima depresie am fost tentat, da. N-am pus un plan la cale, dar mă gândeam foarte serios la ideea de a mă sinucide. Apoi, revin, după ce m-am căsătorit, am avut tot timpul teama că din nou îmi va reveni depresia și voi ajunge să fac lucrul ăsta. Mi-era frică. Mi-era frică că îmi pierd mințile. Iar eram într-o perioadă în care eram foarte adâncit în păcatele pe care le făceam. Simțeam că nu mai am nicio scăpare. Vroiam să mă rog la Dumnezeu și nu puteam. Nu puteam pentru că mă gândeam ce pot să-i spun la Dumnezeu când eu trăiesc în păcat. Și a fost un moment, o seară specială, în care literalmente am zis că sunt gata. Nu am mai avut pace, nici pe scaun, nici în pat, nici unde. Eram în pat cu soția mea și acum îmi aduc aminte clar. A fost în anul 2011 când m-am botezat, asta a fost în ianuarie 2011 când am avut momentul respectiv. Eram în pat cu soția și eram așa de disperat și am zis în inima mea, încă o dată subliniez, nu știam pe Domnul Iisus, știam numai pe Dumnezeu Tatăl. Și am zis în inima mea, am strigat în inima mea, în gândul meu, am zis, Doamne, numai Tu mai poți să faci ceva cu mine. Și în secunda următoare, Dumnezeu m-a vindecat complet de depresie. A fost așa ca la o clipeală de ochi. Dumnezeu m-a umplut de pace și eu cred că acela a fost momentul nașterii mele din nou. Sunt este vorba despre sigur. Cine te locuiește. Cine locuiește în tine? Da, cine este stăpânul tău? Exact. Poate că sunt oameni care sunt vindecați de depresie în timp, dar eu am fost unul dintre aceia care am fost vindecat instantaneu. După acest moment a început o luptă cu mine însumi. Am vrut să-L cunosc pe Dumnezeu, am început să merg cu curiozitate la Biserica Ortodoxă. Femeile în vârstă erau foarte impresionate, nu știau cine e copilul ăla care știe să se pună și în genunchi, știe să se ridice la momentul potrivit. Și l-am căutat pe Dumnezeu cu toată inima mea, mi-am dorit o Biblie, soacră, actuala mea soacră, adică n-am avut alta, soacra mea, mi-a dăruit o Biblie, am fost foarte bucuros, am început să citesc, bineînțeles, începând cu Vechiul Testament, am vrut să citesc ca pe o carte de la început, dar nu o înțelegeam, deși vroiam să îl caut pe Dumnezeu. Am avut o discuție inclusiv cu bunicul soției mele, care are totuși mai mulți frați în familie, și am spus la bunicul soției mele că eu ortodox m-am născut și ortodox mor, să încheiem discuția. M-am enervat că mă tot bătea la cap să mă pocăiesc. Și pocăința e pentru toată lumea, nu este absolut. Doar pentru cineva anume, ci pentru absolut. Toți este, oamenii. Este o schimbare de 180 de grade, o schimbare de gândire, o schimbare de trăire. În țara noastră, termenul de pocăiți este într-un fel peiorativ și se folosește referitor la o anumită grupare care merg la bisericile baptiste, pentecostale, creștine după Evanghelie și așa. Dar ideea de pocăință este din Biblie și se referă la oricine. Da, categoric, categoric. Și făcând tot ce trebuia să fac din ritualurile ortodoxe, am ținut la un moment dat postul Paștelui, tot în același an, iar după postul Paștelui, conform tradiției, te spovedești. M-am dus la preot, m-a spovedit și i-am spus că am început să citesc Biblia și preotul mi-a spus nu începe cu Vechiul Testament, începe cu Noul Testament, că aceea este noua lege și acolo o să cunoști tot ce ai nevoie să cunoști. Și ăla a fost momentul în care am început să citesc Noul Testament. Și mă rugam la Dumnezeu să-mi descopere care-i calea. Acum așa gândeam atunci, calea pocăiților sau calea ortodoxilor, că eu nu înțelegeam ce înseamnă pocăința. Sau și calea lui Hristos, până la urmă. Da, exact. Și rugându-mă de fiecare dată când deschideam Biblia să o citesc, Dumnezeu a început să-mi descopere și mi s-au deschis ochii și am înțeles că ritualurile,
sau că unele ritualuri, că nu toate sunt greșite, din Biserica Ortodoxă, sunt total împotriva voii lui Dumnezeu. Și atunci am vorbit și cu soția și i-am zis că după ce a trecut o perioadă, am zis că trebuie să treacă o perioadă să mă conving eu, să înțeleg dacă într-adevăr trebuie să mă botez. Am început să mergem la Biserica Betel, așa am ajuns la Biserica, Biserica Betel, Baptistă. Da, o Biserică Baptistă din Timișoara, prin recomandarea unei sore. Și am zis că nu mă botez până nu sunt convins. Dar deja aveai, ce vârstă aveai? Poftim? Ce vârstă aveai? În 2011 aveam 30 de ani. Nu aveam 30 de ani împliniți. Să te botezi la 30 de ani? Da, de ce nu? Pentru că până la urmă botezul este mărturisirea unui cuget curat. Mărturisirea care nu o poți face când ești copil. Dar eu trebuia să mă conving de lucrul acesta. Pentru că în Biserica Ortodoxă se merge pe ideea că e păcat să te botezi a doua oară. Când am înțeles că trebuie să fac pasul ăsta, că trebuie să mă botez, i-am spus soției și am zis, nu-i nicio presiune, dacă tu vrei să te botezi, e ok, dacă nu, eu o să fac lucrul acesta. Și când am luat hotărârea, nu vreau să mint, dar nu știu, în câteva zile ne-au spart garajul și ne-au furat bicicletele. Atât l-am lăudat pe Dumnezeu, că mi-a confirmat Dumnezeu că ce fac este bine. Prin spargerea garajului. Da, pentru că... cred că n-a fost o pagubă foarte mare. Nu a fost o pagubă imensă, dar pentru noi a fost o pagubă pentru că una din biciclete era a soției mele de când era copil mic și era legată cumva de bicicleta respectivă, așa că eu am fost foarte negreșită. În schimb, eu am fost foarte bucuros pentru că am văzut clar că satana turbă, că vreau să fac pasul ăsta. Motiv pentru care am fost foarte, foarte fericit. Ce interpretare interesantă a unui furt. Da. A unui jaf. Slavă Domnului. Da. Cam asta ar fi în linii mari viața mea. Am avut și niciodată nu m-am drogat. Am fost fumător, am băut ocazional. Am fost prin discoteci, am fost DJ o perioadă de un an, mergeam într-un club, dar mai mult din pasiune. În rest am avut un prieten foarte bun și acum sunt prieten cu el, dar nu mai ținem așa de mult legătura, cu care mergeam la sonorizări diverse, la botezuri, la nunți, la ce ieșea în cale, ca să facem un ban. Și adevărata pace am cunoscut-o atunci când am hotărât în inima mea să mă las de păcate și am strigat către Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat cea mai mare bucurie care aș fi putut să o am vreodată. Pacea Lui, care oricine mi-ar spune că Dumnezeu nu există, eu tot timpul o să-L contracarez cu pacea pe care o am și pe care nu o văd în ochii Lui. Cum se descrie? Cum poți să descrii pacea pe care o ai acum? Și cum poți să-i convingi pe cei care urmăresc acest interviu că au nevoie de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, așa cum spune Biblia? Înainte să mă întorc cu fața la Dumnezeu, înainte să mă întorc la Dumnezeu, să strig la El, să mă scape, pur și simplu căutam să-mi găsesc bucuria în orice altceva. Și era o căutare continuă, ca o nebunie, parcă nu se mai oprea. În continuu vroiam, să mă simt bine la o cafea, să mă simt bine la un suc. Și totul, după 10 minute, se distrugea totul. Și, de fapt, era căutarea după Dumnezeu. Și în momentul în care l-am găsit pe Dumnezeu, pacea care am primit-o atunci, nu m-a mai părăsit până în prezent, din 2011 până astăzi. Și... adică, pur și simplu, nu mai am nevoie să aleg după nimic. Asta e, că m-ai întrebat cum aș descrie pacea. Sfârșitul alergării după lucrurile lumești. Excelent. Sunt câteva momente în psalmi când se termină câte o frază sau câte un verset în care scrie oprire. Adică psalmii sunt poezii sau cântări și acolo era nevoie de oprire. Dar transpunerea în experiența ta este opriți-vă. Sau este un verset în Biblie care spune opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune Dumnezeu. Este important să ne oprim. De ce este importantă această oprire într-o lume în care toată lumea aleargă nebunește? Oprirea este importantă ca să poți să te
te gândești la tine, să poți să te gândești la viața ta care ai trăit-o până în clipa respectivă, să poți să te gândești la eșecurile tale, de ce le-ai avut, la frământările pe care le ai, la întrebările pe care le ai și să stai puțin să meditezi la lucrurile astea. Cred că în ziua de astăzi este din ce în ce mai greu să te oprești, pentru că sunt de atâtea lucruri din exterior. Suntem ca într-un carusel care se învârte continuu și exact. Trebuie să mergi continuu. Altfel absolut. Te dai peste cap dacă nu mergi absolut. Și tu. Absolut, da, da. Ca un șoarece. Da, exact, asta m-am gândit acum, care stă în rutița aia și aleargă în continuu. Oprirea este foarte importantă, că dacă nu ne oprim, în cel mai fericit caz ne oprește Dumnezeu și în cel mai rău caz vom fi opriți. Vom fi opriți la finalul vieții și poate când deschidem ochii, după ce închidem aici, nu ne întâlnim cu cine trebuie. De ce crezi tu că mai deschidem ochii dincolo? Chiar crezi că există viață veșnică? Cu siguranță. Nu s-a întors nimeni de acolo. Nu are importanță. Pentru mine, eu l-am văzut pe Dumnezeu viu în viața mea, am văzut ce a făcut, am văzut cum mă călăuzește, cum îmi vorbește în fiecare zi, fie prin cuvântul lui, fie printr-o emisiune la Radio Vocea Evangheliei, dacă tot ești tu aici. Nu poate să nege nimeni că există viață după moarte, pentru că Domnul Iisus Hristos este viu în vecii vecilor și a dovedit-o asta în viața mea și în viața tuturor fraților noștri. Multor sute de milioane. Exact. Cristi, spre finalul interviului nostru, spune-ne ce ți-a vorbit Dumnezeu din Biblie? Ce anume, cum se desfășoară viața ta de umblare zilnică împreună cu Dumnezeu? Dumnezeu îmi vorbește în fiecare zi că vrea să stau mai mult cu El de vorbă, să mă sfătuiesc mai mult cu El. Și de fiecare dată când depășesc acea stare de poate, nu știu, nu întotdeauna avem pornirea și dorința de a sta în rugăciune. Și uneori când zicem, acum mă pun și mă rog și aștept până când Dumnezeu coboară, până când Dumnezeu mă înviorează și mă binecuvintează. Asta este lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi și îmi vorbește în fiecare zi, stai cu mine, vorbește cu mine. E foarte important să citim cuvântul lui Dumnezeu, iară. Am observat că de fiecare dată când am citit cuvântul lui Dumnezeu, în special cu voce tare, cel puțin așa ai la mine, am fost foarte zidit și pe lângă faptul că am fost foarte zidit, m-a umplut Dumnezeu de bucurie. Indiferent din care parte a Bibliei citeam, Dumnezeu m-a umplut de bucurie și simțeam că e acolo cu mine și că nu sunt singur. Ce aș mai putea spune legat de subiectul ăsta? Să fugim cât mai departe de toate lucrurile astea lumești. Știu că avem multe pe cap, suntem căsătoriți, mulți dintre noi, avem copii, avem tot felul de lucruri pe lângă casă pe care trebuie să le facem. Dar trebuie să fugim cât mai departe de lucrurile care ne pot lega de pământul ăsta. Ca exemplu, pot să dau multe exemple. Poți să stai pe telefon să te uiți numai ce vrei să-ți cumperi peste un an. Da, da. Sau citești știrile până când în locul prezenței Duhului Sfânt apare altceva în mintea ta. Da. Rugăciunea, spunea cineva, rugăciunea este ca atunci când forezi o fântână, când sapi, mai întâi dai pământul deoparte, apoi ajungi la pietriș, transpiri, este greu, este complicat, dar și când ajungi la izvorul de apă curată, rece, absolut. Și cu rugăciunea este la fel. Parcă în momentul când începi să te rogi, parcă vin toate problemele din lume, trebuie rezolvate atunci. Și culmea, deși alergăm în lumea asta după chestiile palpabile, totuși bucuria cea mai mare este bucuria în rugăciune și bucuria când plângi și îți verși amarul înaintea Domnului. Nu există bucurie mai mare pe lumea asta. Nu există. Da, interesant. Spune-te, rog, și despre familia ta. Aveți doi copii binecuvântați. Da, Eduard Eliana are aproape 6 ani. Eduard mai are până împlinește 4 ani, 3 ani jumate. Se înțeleg bine? Se înțeleg. Se înțeleg, ca niște copii, uneori se înțeleg, dar se iubesc foarte mult, asta am observat, că se iubesc foarte mult. Uneori ne e greu,
pentru că trebuie să avem mai multă răbdare cu ei. De e fascinant că prin ei Dumnezeu ne învață. Și am auzit la mai mulți zicând asta, dar eu pot să o spun din viața mea. Dumnezeu ne învață ce înseamnă îndelunga răbdare. Nu răbdarea, îndelunga răbdare. Și e o lecție foarte importantă în viață. De ce crezi tu? Tu ești un tată responsabil care și-a luat foarte în serios rolul de tată. Că sunt și tați care nu-și îndeplinesc rolul de tată. De ce crezi tu că în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos ne învață să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri? De ce? Făcând o paralelă cu, așa, o paralelă palidă cu ce are de făcut un tată pământesc pentru copiii lui? Acum, nu m-am gândit, n-am făcut paralela asta niciodată, dar pot să zic că așa cum așteptăm ca să ne cheme pe nume copiii noștri, așa așteaptă și Dumnezeu să fie chemat pe nume de noi. Și așa cum ne dorim să stea, acum când sunt mici, sunt mult în jurul nostru, e adevărat, dacă când cresc poate lucrurile se schimbă. Atât de mult își dorește și Dumnezeu ca să stăm de vorbă cu El și să ne spună de multe ori taine ascunse și să le strângem în inimile noastre, așa cum și Fecioara Maria, Sfânta Maria, a strâns și ea cuvintele Îngerului în inima ei și le-a ținut pentru ea acolo. Spune-mi, te rog, despre nașterea din nou. Într-un fel, tu ai fost născut din nou. Ce înseamnă naștere din nou pentru tine? Naștere din nou, de fapt, este pur și simplu te naști la o nouă viață. Din omul care ai fost înainte, care erai zdrobit și urmărit de gânduri necurate, îngropat în fel și fel de băcate, astăzi ești un om liber. Liber și plin de bucurie și parcă e ca atunci când te duci la munte și iei o gură de aer curat. Te împrospătează și îți dă poftă de viață. Asta este cu adevărat nașterea din nou pe care Dumnezeu o face în om. Și mai mult decât atât, este pur și simplu sentimentul care îl ai că nu mai poți să revii la omul care ai fost dinainte. Cu siguranță... Puiul nu mai poate intra în ou. Da, exact, puiul nu mai poate intra în ou. Cu siguranță că poate ai temeri și te gândești, dar oare o să poți să rămân pe calea Domnului? Cred că toată lumea se întreabă lucrul ăsta. Dar Dumnezeu este credincios. Și ce începe, duce la bun sfârșit întotdeauna. La final aș vrea să te mai întreb, aș vrea și să te rog să înalți o rugăciune, dar aș vrea să te mai întreb ce sfat ai pentru cei care urmăresc acest interviu, care poate s-au confruntat cu depresie, care poate au ascultat sau mai ascultă muzică despre care știu clar și conștiința le spune că este de la cel rău, care într-un fel au trecut prin diverse situații prin care ai trecut și tu. Ce sfat ai pentru ei? În primul rând, să renunțe cât mai repede la lucrurile astea până nu pune stăpânire complet diavolul pe ei. Pentru că toate sunt crescător, aș putea spune. Diavolul niciodată nu se mulțumește cu degetul nostru. Dacă i-l-am dat, după aia ne ia mâna, brațul întreg, corpul și ne-o legat complet. Și se ajunge la final, din păcate, la lucruri dureroase. Exact ce spuneam la început emisiunii, la suicid și așa mai departe, să renunțe cât mai urgent să asculte muzică demonică, care este clar cu tendințe de genul ăsta. Cu ce să înlocuiască? Trebuie să înlocuiască cu ceva. Să înlocuiască. O cană, dacă ai o cană și dacă o golești, trebuie să o umpli cu ceva dacă vrei să Pentru moment, bei din ea. Pentru moment, dacă se spune că nu-L cunosc pe Dumnezeu acele persoane, este suficient să o taie din rădăcină muzica și să nu o mai asculte până că poate că, acum eu pot să dau un sfat, ascultă muzică creștină, dar eu cred că cel mai bine este să faci liniște înăuntru tău.
să te oprești și să faci liniște. Să-L auzi pe Dumnezeu. Exact, ca să poți să-L auzi pe Dumnezeu. Iar legat de depresie, Dumnezeu poate totul. Dumnezeu poate să-i vindece instantaneu, Dumnezeu poate să-i vindece în timp, dar Dumnezeu cu siguranță ascultă, Dumnezeu este credincios. Dar neapărat, când vor să ceară vindecarea asta, neapărat în primul rând, să-i ceară lui Dumnezeu să le dea putere să renunțe la păcat, să fie hotărâți în secunda aia să renunțe la păcat, să se întoarcă împotriva păcatului. La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu și mi-aș dori să se unească în această rugăciune toți cei care într-un fel sau altul au rezonat la istoria vieții tale. Tată, să mulțumesc că Tu ai creat toate lucrurile, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Cel care întotdeauna când a zis, s-a făcut. Îți mulțumesc că ai ascultat rugăciunea mea, Doamne, și m-ai salvat, Doamne, din ghearele morții. Îți mulțumesc pentru că știu că sunt mulți care Te caută și care vor să vină la Tine. Te rog, ascultă-le rugăciunea. Doamne, Te rog, cercetează și inimile celor care nu Te caută. Te rog, ajută-i, Doamne, să aibă un moment în care să se întrebe ce-i cu viața lor și să se întrebe curat dacă Tu într-adevăr existi. Te rog, Doamne, vorbește-le tuturor. Te rog, ridică pe cei care sunt zdrobiți. Te rog, vorbește-le, Doamne, să nu rămână în starea de păcat în care se află. În numele Domnului Iisus Hristos, intervină Tu, Doamne, și fă o minune și în viețile lor. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu-i vei naște din nou pe toți cei care sunt cuprinși, Doamne, în planul Tău și care strigă la Tine, Doamne. Îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul care face lucruri mari. De aceea ne credințăm pe brațul Tău. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Mulțumim. Cu drag.